început. Suntem pregătiți pentru acest meci. Îl pregătim din toate punctele de vedere și cu siguranță avem o energie și o încredere în plus datorită meciului pe care l-am făcut. Iar acest lucru ne dă, cum am spus și eu, un moral foarte bun. Gentlemen in the red t-shirts at the back, please. O secundă. Da, despre meciul l-am văzut cu siguranță, pentru că urmează să jucăm și cu Slovacia, dar ceea ce este bine este că suntem la mâna noastră, depindem de rezultatele noastre și ne doar așa gândim. Bună seara, Sergiu Alexandru, Gazeta Sporturilor. Victoria cu Ucraina ne-a scos imaginea aceasta de outsider. Simți că pe tine și pe colegii tăi acum o presiune să obțineți o calificare, să obțineți în continuare rezultate bune în această victorie categorică? Presiunea am simțit-o de la începutul preliminarilor. Am jucat mereu cu presiune. Nu există să nu joci cu presiune când ești la echipa națională. Dar cu siguranță am, ca și cu calificarea la acest european, când am ridicat ștacheta cu această victorie, oamenii se așteaptă în continuare o prestație foarte bună și, de ce nu, victorii. Noi suntem încrezători, cum am spus, și avem încredere în mijloacele noastre că putem face o partidă foarte bună. Gentlemen in the black t-shirt with the glasses. Hats. Bună seara, Silviu Corneanu, Antena 1. Spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine, ai trăit deja experiența primului meci la turneul final, ce înseamnă să joci și mai ales vine meciul contra Belgiei, ai în față niște coloși, cum ești, cum te simți? Atât eu cât și colegii mei, cum am spus, avem un moral foarte bun. Da, meciul cu victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toți. Am simțit o emoție de nedescris, nemai întâlnită până acum. Iar sperăm, cum am spus, să aducem acest lucru și în teren mâine seară și la finalul acestei partide să ne bucurăm. Gentleman with the headphones had his hand up. Do you still want to ask a question? Yeah. Just in the back row with the headphones. Hi, Florent Malice, Wildfoot. Edu, you played a great game this season against Lukaku, against the Roma. Does this give you confidence knowing that you can't stop him? You've done this before. How do you feel about that? Încrederea mi-o dă echipa noastră. Pentru că am întâlnit adversarii de calibru și la Ucraina, adversarii care joacă la un nivel cel mai ridicat. Dar da, cu siguranță o să încerc să, alături de colegii mei, să oprim pe belgeni, pentru că ăsta este rolul nostru de fundaș, și să facem un meci bun și să obținem un rezultat pozitiv. Seara, Silvia Mădrescu, Cain Sport România. Radu, s-a vorbit înainte de meciul cu Ucraina ca un jucător tehnic, foarte valoroși, foarte rapid. Care ar fi diferența între ucraineni și belgeni? Cu siguranță suntem conștienți că Belgia, din punctul nostru de vedere, cu tot respectul pentru Ucraina, este o altă echipă mult mai valoroasă. Jucătorii pe care iar echipele la care joacă aceștia sunt de cel mai înalt calibru. Dar, cum am spus, am jucat de mai multe ori împotriva echipelor care poate pe hârtie erau superioare, dar rezultatul ne-a fost nou favorabil. Deci, în continuare, mâine o să mergem cu aceeași mentalitate, cu aceeași încredere și mai mare datorită victoriei pe care am obținut-o. Și o să vrem să luăm acest lucru în teren. The gentleman in the red t-shirt, please. Bună seara, Andrei Crăițeu de la Gazeta Sporturilor. La ultimul campionat european, Radu, în 2016, erai un copil, jucai fotbal la Casa Presei pe niște terenuri groaznice, abia începeai fotbalul. Astăzi ești la Tottenham, titular echipei naționale, campionat european. Cum au fost toți anii ăștia care i-ai sacrificat? Ai sacrificat copilăria, ai sacrificat multe lucruri, iar acum ești împlinit, jucând pentru România și pentru Mirani de suporte.
Cum s-a schimbat Radu Drăgușin în toți acești ani? Cu siguranță fiecare sacrificiu pe care l-am făcut a meritat pe deplin și mai mult. Să ajungi să-și reprezinți țara la cel mai înalt nivel, la un campionat european, unde o țară întreagă este lângă tine și te susține, cum a făcut-o la ultimul meci, atât aici cât și acasă. Este orice sacrificiu merită de făcut. Dar ai spus că sunt împlinit? Nu, nu sunt împlinit. Pentru că eu mereu o să-mi doresc mai mult, mereu o să vreau să fac și mai multă performanță, să-mi ajut țara, să-mi ajut echipa, indiferent la ce echipă de club joc, dar mai ales echipa națională, unde pentru mine este o onoare incredibilă să fiu aici. We have one more question from the floor. Who did you want? The gentleman here in the middle, yeah, with the blue suit. Yeah, last question, then we'll take a remote question. Somebody's waiting in the remote system. Dan Filotti, Digisport, tot în continuarea ideii aceleia. Ai fost unul dintre jucătorii al cărui nume a fost scandat pe finalul meciului cu Ucraina. Știu cât de mult înseamnă pentru tine legătura cu suporterii, știu în echipul cât de mult, dar vreau să ne spui tu cât de mult a însemnat în acel moment și la ce te aștepți din punctul ăsta de vedere al suporterilor la meciul de aici, din Chiodul. Cum am spus, acest lucru îmi dă doar dovadă că oamenii au încredere în mine, apreciază ceea ce fac și pentru mine este doar un lucru de orgoliu, de mândrie. În ceea ce privește meciul de mâine, nu mă aștept la absolut nimic diferit de ceea ce a fost la meciul cu Ucraina. Aștept același entuziasm, sper să fie același entuziasm, aceeași energie, aceeași pasiune pe care românii noștri ne-au adus-o și ne-au transmis-o în tribune, dar și acasă la fel. Știu că multă lume se va uita la meciul nostru și vrem să facem fericiți și mândri în continuare. We have no more hands up in the remote system, so Radu, that's very kind of you. Thanks for your time. Mulțumesc. Questions for the coach now, please. Gentlemen in the black here at the front, there's two together. You just keep the microphone and pass it between each other. Vlad Nedelea, Golazo.ro. Domnule Iordănescu, cum ați gestionat zilele astea între meciul cu Ucraina și cel cu Belgia? A fost greu să stopați euforia asta sau mai degrabă ajută genul ăsta de bucurie și de încredere în sine? Ok, bună seara. A fost mai ușor decât probabil pare de afară. Și asta pentru că deja după 2 ani și jumătate am construit un mod de lucru. Avem un anumit climat, mizăm pe băieți cu mult caracter, cu echilibru, băieți conștienți, responsabili și profesioniști. Avem regulile noastre, avem modul nostru de a face lucrurile și totul a venit de la sine. A fost normal de euforia de pe joc, sunt momente care trebuie consumate și ele, după care am ajuns la hotel, am servit cina și fiecare a mers către odihnă. A urmat procesul, bineînțeles, de recuperare, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, pentru că a fost un consum dublu, clar, foarte mare. Și în ultimul rând, bineînțeles, procesul de pregătire, care, din punctul meu de vedere, a evoluat așa cum aș fi dorit. Bănescu, Paul Andone, Prima Sport. Vreau să vă întreb acum, după prima etapă, Belgia este cu fața la perete, știe cu cine are de face, ne-a văzut în meciul cu Ucraina, cât de greu ne va fi în fața unui adversar, cred, mai valoros decât Ucraina, mai ales după rezultatele din prima etapă, și cum vedeți și această victoria cu Ucrainei de azi, în Europa? Da, și mie, în general, îmi place să fac comparații între echipe, fiecare echipă are identitatea ei, stilul ei. Mâine vorbim de o nouă provocare și o provocare, da, probabil la un nivel chiar superior, ținând cont și de context. Vorbim înainte de orice de locul 3 mondial în ierarhie, cu jucători foarte valoroși, dar o echipă care vine cu nevoie foarte mare de timp. O provocare foarte mare pentru care sunt sigur că suntem pregătiți și pe care o așteptam. Ne-am dorit să fim la Euro, asta îți oferă Euro
cei mai buni adversari, cei mai buni jucători, cei mai buni antrenori. Pentru noi, clar că sunt experiențe fantastice și vreau să cred că avem doar de câștigat din ele. Mâine va fi din nou momentul în care trebuie să ne ridicăm, să ne adunăm, să ne organizăm foarte bine, să fim din nou foarte intenși în ce facem, să fim exacti, să fim eficienți și să avem momentele noastre care să putem să propunem fotbalul pe care eu știu și probabil din ce în ce mai multă lume vede că și România poate să-l producă. Referitor la celelalte rezultate, noi ne uităm la toate meciurile. Bineînțeles, din grupa noastră nu apucăm atât cât ne-am dorit ca să vedem și celelalte jocuri, dar cu siguranță că din grupa noastră ne uităm, dar ne uităm ca să analizăm adversarii și nu ca să vorbim despre rezultate. Rezultatele nu le putem controla noi, așa că o să rămânem focusați pe ce putem controla și influența. În ultimul rând, tot timpul am fost la mâna noastră și în campanie am depins de noi și de ce am făcut noi. Nu așteptăm ajutor de la nimeni. Trebuie să învățăm să avem o mentalitate în sensul ăsta și să fim foarte hotărâți în ceea ce facem. Chiar dacă e fotbal și uneori îți aduce și surprize poate neplăcute, dar să depinzi de tine și să faci tot ce poți tu mai bine ca să îți atragi rezultatul de partea ta și, bineînțeles, și satisfacție. The gentleman in the black, please, with the black t-shirt, sorry, the back, had his hand up first. Yeah, either way, if you pass the microphone to each other. Bună seara, domnule Dănescu, spuneți-mi, vă rog, care a fost mesajul pe care l-ați transmis jucătorilor în aceste ultimele zile înainte de meciul cu Belgia? De echilibru, cu siguranță, pentru că entuziasm a fost, încredere, energie bună atunci când câștigi și de maniera care îmi câștigi, cu emulația care s-a recreat în jurul echipei naționale, e clar că îți dorești ca cât mai repede să te reechilibrezi. Știți că eu am condamnat de-a lungul timpului stările astea diametral opuse. În fotbal nu trebuie să fie așa. Fotbalul, până la urmă, este un sport care poate fi influențat de foarte mulți factori și trebuie să ai echilibru, tăria, puterea, ca să tot timpul să stai în picioare și, indiferent de moment, să crezi în drumul tău. Noi am crezut tot timpul în procesul nostru, în munca noastră. V-am spus mereu că e important pentru mine, cel puțin la fel de mult ca și rezultatul, este procesul, pentru că dacă procesul este unul corect, și rezultatul are alte șanse să vină. Eu știu că lumea analizează 99% doar rezultatul și, bineînțeles, jocul care îl vede, dar în spate este foarte multă muncă și organizare. Și mă bucur de un grup bun care mă ajută și îmi face munca mai ușor, pentru că deja după 2 ani și jumătate avem calea noastră și sunt lucruri foarte bine consolidate. You can just pass the microphone across. Yes, thank you. Hello, Mr. Iordanescu. In Christophe Franken from Belgium. In Belgium, Alin Stoica, your friend from childhood, gave an interview and he said you have a very difficult job because you have a bad team with a bad player. It was a surprise for us in Belgium, but what can you answer to your friends? Înainte de orice, m-am obișnuit ca să nu comentez și să discut în spațiu public. Fiecare are dreptul la opinie. Echipa asta a demonstrat ceva, că după foarte mult timp, fotbalul românesc din nou a scos capul la suprafață și are potențial. Am spus că ne dorim ca să obținem cât mai mult din această experiență noastră și am încredere că putem produce în continuare lucruri deosebite. Din prima zi, când am venit la echipa națională, am spus că am încredere foarte mare în potențialul fotbalistului român. Am construit în timp un grup frumos care produce rezultate, a produs calificare și îmi doresc că atunci când se va termina acest turneu final pentru noi și acest lucru să dea Dumnezeu să se întâmple cât mai departe de acum, echipa aceasta națională și această generație să fie un factor important de pozitiv pentru tot ce înseamnă tineret, copii, cei care fac sport, să inspirăm, să transmitem asta și pentru cluburi, pentru jucătorii noștri români, că atunci când faci lucrurile cel mai serios mult și te dedici total, ai șanse pentru performanță. Am început foarte bine acest turneu, ne dorim să continuăm, iar încrederea mea în acest grup este totală. A fost și în momentele mele puțin fericite, cu siguranță că este și acum, și cu siguranță că va fi intactă și mâine, indiferent ce se va întâmpla, cu toate că optimismul meu este unul mare. The gentleman with the black t-shirt, with his hand up, please. Bună seara,
dragostei la televiziunea română. Domnule Ionescu, este evident că fiecare joc de la acest turneu final are propria sa istorie. Determină o strategie proprie în funcție și de rezultatele din grupă și de numele adversarilor. Având în vedere toate aceste variabile, în ce măsură ne putem aștepta la schimbări față de jocul contra Ucrainei? Fără să le nominalizați. Da, cu siguranță că trebuie să fie o strategie foarte bine definită, care pe parcurs mai ajustezi și te repoziționezi. Sunt factori, cum am spus, care nu îi poți influența și care automat te pot trimite într-o direcție sau alta. Dacă acum am avut o zi în plus față de ce obișnuiam în preliminari, următorul joc, ultimul nostru adversar, Slovacia, va avea o zi în plus de odihnă față de noi și contează foarte mult. Încercăm să gestionăm cât mai bine aceste lucruri. Veți vedea mâine despre schimbări. Multe cu siguranță nu vor fi, pentru că am avut timp, din punctul meu de vedere, suficient ca să ne recuperăm. Cu toate că va fi nevoie din nou de un consum fantastic de energie și mental mâine pentru a avea o prestație așa cum românii noștri așteaptă. The other gentleman behind him. Cristi Coste, fanatic. Ce ar însemna pentru România ca mâine seara după meciul Belgia, meciul 2 din grupă, să fie calificat, având în vedere și cum arăta situația la începutul meciului? Ar însemna istorie. Ar însemna istorie și, cum am spus, din nou, un exemplu fantastic pentru tot ce înseamnă sportul din România și, de ce nu, și alte domenii. Mai mult decât atât, cel puțin e un feeling personal, dumneavoastră puteți să mă contraziceți și poate aveți argumente și am capacitatea să accept dacă greșesc, este doar o impresie personală. Cel puțin după acest prim joc mi s-a părut că românii s-au adunat din nou spatele echipei naționale și nu numai. S-a părut că acest rezultat care a fost cu Ucraina, care deja aparține trecutului și ne poate doar inspira, dar nu ne poate ajuta cu nimic în momentul când va fi fluierul de final. Acest rezultat a adunat din nou, nu știu, poporul nostru așa. Am simțit din nou altă unitate, altă încredere, am simțit bucurie, am simțit din nou speranță la românii noștri și lucrurile astea ne motivează și mai tare pentru jocul de mâine. Bună seara, Andrei Căriciori, de la Gazeta Sporturilor. Domnule Iordănescu, mâine jucăm cel mai târziu ca oră din cele trei meciuri din grupă. E mult mai dificil pentru dumneavoastră să-i țineți pe băieți cumva mult mai concentrați, că euforia e destul de mare. Cum bați 3-0 Ucraina și mai ales că nimeni nu se așteaptă și acum joci la 21, e mai dificil sau ați preferat așa o oră mai pe soare, mai pe lumină, să zic așa? Dacă i-am concentrat la ora 3, puteți concentra și la ora 9. Toți suntem foarte motivați pentru asta și, lăsând drumul la o parte, suntem pregătiți să dăm tot ce avem mai bun. Eu v-am promis tot timpul că acest grup pune în joc tot ce are. Tot ce are la momentul respectiv, toată energia, toată încrederea, toată unitatea, tot spiritul și este ce îmi dorești pentru jocul de mâine. În rest, adversarul este unul colosal, asta este realitatea, cu multă valoare. Adversarul care în primul joc au 4-5 ocazii imense. Și suntem conștienți de asta. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul ca să câștigăm meciul, să dăm tot ce avem mai bun, să ne punem în slujba tricolorului, ca să spun așa, și la final să dea Dumnezeu să fim fericiți și, de ce nu, cu punctajul necesar pentru a obține calificarea mai departe. Dacă se va întâmpla asta încă de mâine, e și pentru mine și colegii mei o șansă în plus ca să gestionăm mult mai bine ultimul joc, mult mai atent, cu gândul deja la următorul pas. Dar am fost învățat să o luăm pas cu pas și atunci hai să vorbim despre ce e mâine și să vedem mâine după joc în ce situație suntem. Bună seara, Daniel Bucure, Gazeta Sporturilor. Apropo de ocaziile pe care le-ai creat pe cea primul meci, ați întocmit un plan special pentru a-l bloca sau măcar reduce din eficiență să jucheze de mâine? Pentru că Domenico Tedesco a opinat pe primul meci că adversarii nu au reușit să blocheze. Cu siguranță că înainte de fiecare joc încercăm să ne studiem, să ne analizăm foarte bine adversarul și dacă suntem acum aici, înseamnă că de cele mai multe ori ne-a reușit. Provocarea, cel puțin la fel de mare, este ca să transmitem asta către echipă, să construim abordarea, planul tactic, cum am spus, să fim cât mai exacti și să ne iasă ceea ce pregătim. Ne cunoaștem adversarii, adversarii ne cunosc pe noi.
Am studiat atât colectiv cât și individual Belgia, am studiat toată campania și înainte de campanie, ca să înțelegem diferențele. Bineînțeles că avem și primul joc, pe care l-am analizat foarte bine și știm la ce să ne așteptăm, la o poziție foarte importantă, cu mulți jucători de calitate. De la mijloc în sus, orice jucător din Naționala Belgiei poate face diferența în orice moment atunci când nu suntem, când nu răspundem cum trebuie. Dan Filat de DigiSport, întrebarea încearcă să fie cât se poate de simplă. Ați semnat pentru un egal la propriu, dar și la federație? Ne dorim calificarea. Am spus că acesta este un prim obiectiv, să ne calificăm din grup, să ieșim din grup. Dar tot eu v-am spus că o luăm pas cu pas. Dacă la final un punct ne va fi suficient, este binevenit. Însă gândirea noastră tot timpul a fost de a scoate maxim din fiecare joc și așa vom intra și mâine. Ne dorim să scoatem cât mai mult, conștienți, încă o dată spun, pe valoarea adversară. Ok, we'll take one last question from the floor, this gentleman in the black t-shirt. Spuneți-mi, vă rog, în primul rând, cum ar putea România să-i surprindă, cum am putea noi să-i surprindem și în ultima vreme chiar s-a vorbit despre ofertele pe care dumneavoastră le primiți și dacă vă gândiți la chestia asta. Nu am nicio ofertă, încep cu partea a doua a întrebării, absolut nicio ofertă și... Și dacă cineva ar fi fost interesat de mine, nu m-ar fi interesat pe mine. E un subiect care vă implor să nu-l mai deschidem atât timp cât suntem aici. Ne întoarcem acasă și avem timp să discutăm de toate, da? Ne place aici și vrem să mai stăm, așa că trebuie să mai așteptați pentru discuția asta. Gândul meu doar pentru echipa națională, referitor la jocul de mâine, cu siguranță că trebuie să fim foarte eficienți, pragmatici chiar, dar foarte exact în tot ce facem și, cum am spus, mereu echilibrați pe toate momentele jocului. Indiferent că sunt cele dinamice sau cele statice, trebuie să fim echilibrați, așa cum am fost și împotriva Ucrainei. Coach, thank you very much for your time. Thank you. Just a reminder that to watch training, you go out to the door, the volunteers will take you. You go behind the seats where the dugouts are and we have 15 minutes.